Aoleu, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Farming. Bă, Gigele, ce te-ai pus mă să filmezi? Aoleu, lasă-mă pace, le filmez cu conduc eu tractorul. Auzi, Gigele, ia pleacă tu de aici. E, nu vreau, e nu. Auzi, tu stai aici în pacea ta și ari și mă lași pe mine să vorbesc cu abonații mei, da? Nu te băga tu cam ăsta în lapte. Aoleu, lasă-mă pace. E, nu vrei? Aoleu, nu vreau deloc păcățuși gurița ta. E, nu vrei? Na, acum vrei? A, o bine. A, ne mai vedem. Na, bine, mă scuzați. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Mă scuzați, Gigelo nebunit. O, bu, prea multă bere. Aoleu, nu câtăși dângă. Tari, mă, că iară îți dau două șuturi în cor. Aoleu, bine. Eu sunt aici cu combina, cum v-am mai zis, începem din nou farming-ul, pentru că Gigelul ăsta mă enerva, mă, eu cred că-l bat astăzi. Nu ară bine. Aoleu, cred că prostul vă aude. Ce zici, mă, că te aud? Aoleu, nu, nu, da, auziți? Lasă-mă să zic și ceva, un pic mă așa de fațadă. Nu zi, hai. Alo, abonați-vă și dați un like, că sunteți șef de boss, mă, da, ce vorbiți? Cine să ia de el, scrieți în comentarii că vă rezolv. Mai Gigele, bă, nu-i frumos, dacă nu vor să se aboneze, nu vor, asta este, ce vrei? Ce vrei, tu bate-te pe tine singur. Alo, eu m-aș bate de mă bate de singur de vasă. Aaa, vrei să te duc acasă? N-ai loc, n-ai că mă duc. Aoleu, mă, și zburătorii, bă, să cumpăr și una. Dar cred că zice de voastră mea să-i cumpăr mașină de spălat. Acum, Gigele, ce să-i faci? Na, în săracul Gigele, dacă vreți, dați un like și donați câte 100 și ceva de mii de euro. Să-și cumpere și el un Lamborghini. Aoleu, loc, mulțumesc, bă, că te juriți-o ta. Bă, dator la tine. Ce ești dator? Cu două șuturi în cur. Las că mai vorbim, noi nu acum. Aoleu, tu mă dă afară, șeful. Nu te dă afară, da, nu, mai vorbim. Te duc acasă, bă, Gigel, te duc acasă cu tractorul aici. Aoleu, sar, bă, un pic sar. Că nu vezi ce frumos sar acum. Aoleu, da, haide, du mă acasă. Na. Acum îl ducem pe Gigi la casă, bă, că... Nu, auzi, Gigi, ale, după aia mai vii să... și seamăn, sau las că seamăn eu. Lasă că pe mine, bă, că nu mă l-a pluguit. Nu, bine, mă, Gigi, ale, na, hai că te duc. Prima vile e ta, nu? Aoleu, nu asta, bă, e colo, profesore. Na, hai, asta! Asta, mă, parchează-ți și hai la o bere. Hello, bără. Hai, Gigele. Bă, na, ne mai vedem și data viitoare, Gigele. Mersi de bere. Servus. Na, Gigele, bun, am pus pauză să nu vedeți voi cum beau bere eu cu Gigele. Gigele, bun. Dumnezeu să-l ajute. Acum că l-am dus pe Gigele la casă, acum trebuie să merem să vedem, să semănăm. Mă, bine, hai. Mă cheltu de bani. Hai, așa. Păi, Gigel, să știți că îl plătesc 43.000 pe lună. Da, cu cât dați un like, cu atâta să-l ajutați, sau vă abonați, să-l ajutați foarte mult pe Gigel, că Gigel săracul, ați văzut ce sărac e, vilă, mă, vilă, mă, uite ce bogat mi-e scump. 1, 2, 3, bă, aoleu, cută cu vecinul vreo 10 case tot în total. Nu. Nu, săracul vecin, el n-are bani, el are 3 vile, 5 sat, mă, săracul, 5 sat, el are 3 vile, mă, 3 vile are și el, vai și mamă, vai și mamă. Ok, ce să plantăm? Păi hai să plantăm și noi odată chestia aici. Porm, na, hai, porm, plantăm porm, ca și fie, că o rână. E porumb, tradus în românește, să gândește că e rețigan,
Jugel, sau Jugel, cum e mai cum i-am pus noi porecle. Așa. Păi Jugel nu-l chem la semănat, că el nu le are cu semănatul, că el o dă pe lângă. Ultima oară l-am chemat la semănat și în loc să însemene câmpul meu, o să mă la vecinul. Enoch. Ok. O să-l chem mai mult pe la Arad. Ce n-a luat-o pe sus mașinile. Deci Jugel, deci uitați ce frumos am semănat eu și Jugel cred că dacă era aici în zigzag îmi făcea tot așa frumos, cu linii curate, văzut mă, fără un roșu pe caiet. Ok, hai să ne întoarcem și aici. Ne bine, Noc, erai tu, e să fii de reclame împuțite. Haida. Hello. Bă, să-l sun pe Jugel. Hai că-l sun. Să mai stai cu mine de vorbă. Cu voi nu pot să stai. Alo, Jugel. Adoc. Abia ce m-a pus să dorm. Ai vrut ceva cu mine? Nu. Ăsta s-a pus la sun. Hai că... Hai. Îl sunăm și pe la alt. Alo. Alo, spune domnul că mi-s prezent. Să ved dacă am un la loc, că imediat mă îmbrac. Da, m-am nevoie de tine la semănat. E, nu, că imediat vin, uite ce. Nu spă că mă fac cum ăla. E mașină aia, e bengalță. Bine, hai. Servus, Jugel, ce faci? Enoc, am venit pe la trebuie să-ți seama, că nu așa mai zis să seamăn. Eu ți-am zis că fac un episod acum. Stați un pic, că las. O pleca de bunu, dă șeful, o pleca și el pe la magazin. Nu luați în seama că el e mai nebun și nu e poate rotițele lui, e așa în lumea lui, ca toți copiii. E, toți copiii, doamne feră, ca toți șefii, doamne feră tu. E, da. Și cum vă ziceți, cobi școală, cobi tot e bine, tot e bine. Aoleu, bă, că tărgurița tot ce-a făcut, bă, dar eu să mă îmbine, mă. Gigele, ce-ai zis de mine? Aoleu, ei nu-mi lăsă de tine trei țări, fă biletă să străiască, eu n-am zis de mic. Bă, Gigele, tu mă enervezi. Vezi că te-au și pe tine la palme, cum l-a luat și pe Gigelul 2. Aoleu, Doamne, să-ți Dumnezeu să-ți dea sănătate și păratul maicile cu dumnitale, dar nu dă două palme că-mi dă destul nevastă mea. Păi de ce-ți dă bătaie nevastă ta acum chiar? Aoleu, ei nu m-am dus la gărici. Mai bine atunci. Îți dă bine. Și cu ce-ți dă? Aoleu, măcață și curița te dă. Hârgul ăsta, rupe repede. Na, las că nu-i hâng, stai că-mi cumpăr eu alt tractor, stai să vezi un Lamborghini, la frumos cu telecomandă, tot. Aoleu, bă, cățăși gură tătă, și de sârțât poți să fii tu cu mine, bă, eu mi-s frate de sârge cu tine. Ce? Bă, scuz, am băut un pic de stoică. Na, las că, cât ai băut? 10 pahare. Și asta e puțin la tine, mă, nebunule, că tu nu conduci tractorul, mă, știi ce grav e? Iau o amendă de mă rupe aia. Aoleu, dă-i acolo pe saving și o să vezi tu că nu mai am nici 0 alcool la bere. Mă, bine, hai să vedem. Mă, acum pune testerul că nu mai am nici 0. Aoleu, bă, cățăși guriță te. Unde te duci, șeful? Păi mă duc pe la magazin, da? Tu stai aici că mă duc să-ți cumpăr o bere, da? Nu, domnul, cumpără o suglă copii. No, bine. Aoleu, plecă șeful. Am nu să vezi ce mă distrez. Aoleu, dați un like. Aoleu, dați un like, mâncava-și gurița voastră, că eu mi-s Gigelul 1. Aoleu, lasă-te. E prostul rușu, da seama că am pus pe automat. Că fac frumos, mă, eu. Știi? Enoch, eu fac frumos, nu ca el, ștormogelele, da? Eu am pus pe pilotă automat, să nu-și de seama prostul. E, uite, face cu mâna. Tu scuipa ce-ar.
dom Jesus aqui, dom Jesus. Ok. Ce faci, bă, gigele? Ai terminat? Aoleu, bă, scus de rocu, să-ți băcați-aș gonocu, dar e abia trebuie ce pufui eu. Și cât vrei? Bă, bine, nu, da. Dă-mi 10. 10.000, tăi nebunii la crei. Nici la gigelul 1 nu-i dau atâta, dar tu gigelul 2 ești... You it's number 2! Aoleu, văd că dai pe engleză, nebunule. Dă pe franceză, nu dai. Parles romanes, știu. Auzi. O știi tu? Țigana. Țigana, mă. Aoleu, băcață-și gurița ta. Da, dă-mă-și pe mine acasă, că uite și faină am făcut. 10 lei, bă, dă toată bani opera asta. Cât 10 lei? Du-te, mă, de aici, că ești prea scump. Hai, uleu, 50. Na, hai că te duc acasă. Uleu, 50. Uleu, 50, că atât ai cornul cu ciocolată la penny. Na, hai că te duc. A ta acasă e mai departe de Gigel, nu? Mai departe, bă, cață-și gurița. Uite-l ăla. Ce faci, Gigele? Servus! Ce faci? Aoleu, ești cu Gigelul 2. Fost de budul la sumăra, nu? Da, mă, mă duc să-l duc acasă. Ne mai vedem, te chem la Arad. Servus! Deci ăsta e Gigelul ăla care... Îmi stau aici, pe stânga, ok. Toți pe stânga, mă, ce aveți astăzi? Auzi, bă. Vi la o bere, nu mă, că acum am unis cu tractorul, n-a bine, servus. Acum, servus. Deci, dați un like pentru că regia, toate vocile pe care le fac, vocea de țigan și vocea de om și vocea de român, eu le fac pe toate pentru că sunt un mic actor. Voi nu știți, eu știu că sunt un mic actor, da, voi nu știți. Aoleu, ce mă fac acum, dar acum trebuie să-l chemăm și pe Gigel ăla cu combina. Popa, trebuie să mă opresc, mă trage Popa pe dreapta. Dumnezeu să fie cu tine, fiule, te mi-ai dus la spovedit. Auzi, domnule, domn părinte. E mai de un colo, e fi tu popasat, dar lasă-mă vrei în pace, că o să mă duc eu, da? Când mă duc, mă duc la București. Vezi că acolo-s păcătoși? Bine, să fie păcătoși. Nu, Doamne, iertă-mă. Vem purum, vem purum, 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 purum. Nu s-a făcut porumbul, nimeni nu mai las. Dați un like pentru Gigel 1 și Gigel 3 și Gigel 2, pentru că am 3 Gigi, 3 oameni pe care îi cheamă Gigel. Gigel 1 cu aratul, Gigel 2 cu semănatul și Gigel 3 cu asta cu recoltatul. Ok, deci să punem, să-i pregătim lui Gigel, că... Așa, ne simțiți să fim, mă. Spuneți voi, mă, spuneți, scrieți în comentarii dacă vreți să fiu nesimțit cu Gigel. Spuneți-mi mie. Și eu voi fi bun, rău, cum vreți voi. Și spuneți dacă merită 5,50 lei. Spuneți voi în comentarii dacă merită măcar 10 bani. Asta nu merită nici 5 lei, mă. Băi, aș fi dat 1000 și ceva de lei, dar n-ați văzut măcar o primi, mă. Eu îi dădeam imediat, e frumos, banii, cash. Dar n-ai văzut, nu. Da, mie omul dacă zice că nu vrea, asta este, nu. Nu pot, că dacă te duci la un om și zici, bă, vrei o plăcintă, nu vrea. Dar știi, iau că e de la, că e de la mătușă ta. Păi atunci noi iau, de la mătușă, și da. Cam așa ar veni. În al doilea episod vom și recolta, să salvez pentru Gigel, să fie Gigel frumos, să aibă să fie argul lui. Mă, doamne. E bun? Ha? Să seamăn! Să frumos. A, să recolteze frumos. A, deci se poate recolta. Hai, Gigel, hai, Gigel.
gel. Haydi gele, haydi gele. Karoșia, conchitul de ele. Până data viitoare o să ne vedem.